Ok. Este foarte greu. Îmi cer scuze, trebuie să mai fac și niște treburi pentru muncă, dar în același timp comentez și PT-ul. Se pare că n-am încotro, trebuie să le fac pe toate în seara asta. A făcut retarget, da, a făcut retarget, da. Asta e sumadre. Cu acele widowmines, da. Bun. Am revenit în cel de-al patrulea game. Este 2 la 1 pentru MaxPax în acest best of 5. Semifinală, APT Cup. Nu știu dacă s-a terminat Hero Marine vs Showtime. Aș vrea să aștept vreo confirmare cine a bătut Hero Marine vs Showtime, dar o să mă uit și eu pe brackets. Hai să prezentăm pe cei doi player. Suntem pe Black Burnley, o hartă excepțională. Pur și simplu o ador. O ador! Bun! În colțul stânga jos al hărții, de la Team Liquid, îl avem pe Clem. Și în colțul celălalt al hărții, de la Sidestone Gaming, îl avem pe MaxPax. Waffen și răgușeala lui. Bun, am văzut acolo un engineering block din partea Liquid Clem, dar MaxPax a scos probe din linia de minerale și a încercat acolo să distrugă acel engineering bay. N-am avut timp să-mi iau berea, păcat. Asta este, n-am avut timp să mănânc, păcat, asta este, dar avem timp să comentăm meciul de StarCraft. Da, asta vom face. Sacrificii mari pentru a avea și noi un stream în care comentează cineva în română, măcar o voce românească prietenoasă. Ne-am săturat de limba engleză. M-am săturat peste cap de limba engleză. Măcar avem și noi un stream în română. Mă bucură foarte mult că putem să comentăm meciuri de StarCraft în limba română. Pentru 10, 12, 1, 2, 3 oameni nu contează, dar putem să comentăm. Ok, o mică diferență vreau să menționez aici. MaxPax pe această hartă alege Stargate-ul și mi se pare o alegere foarte bună. Mai ales că avem aceste zone unde putem să trimitem acele Phoenix și să deținem controlul hărții cu acele Phoenix. Dar vedem că teranul nostru pregătește un Widowmine timing foarte, foarte rapid. O să avem deja două Widowmines, o să fie patru Widowmines. Ok, Clem, cred că în aceste momente Clem va fi extrem de furios. Sunt curios ce dropuri va reuși să... Sunt curios ce micro va reuși cu acele... cu acele Widowmines. Mi se pare un excepțional Terran player. Este o onoare să comentez aceste meciuri. Sincer, vă zic, este o onoare să comentez. Chiar dacă... Mă... Vă zic sincer, chiar dacă erau 0, o medie de 0,5 oameni pe streamul meu. Pe streamul ăsta, de fapt, nu pe streamul meu. Pe streamul ăsta, că este streamul tuturor. Toți cei care intră pe aici să facem toți parte din acest stream, care este ok și stă cu noi aici și este friendly și e de gașcă și toate cele. Este o onoare să comentez acești playeri care au adus StarCraft-ul la un nivel de... Nici eu nu mă gândeam că se poate ajunge. Mi se pare absolut onorabil. Adică nu mă interesează câți intră, mă interesează că îi comentez pe acești playeri care sunt, pur și simplu, sunt niște legende. Sunt niște legende în acest... În această lume a StarCraft. Uitați-vă și voi ce micro face în aceste momente MaxPax într-o situație disperată să prindă toate acele Widowmines. A pierdut acolo două probe, dar MaxPax a reușit să distrugă toate acele Widowmines. Ok, dacă nu mă înșel, avem armory. Ok, avem armory. Acum aș da seama că există armory. Are nevoie de un observer. O să vedem din nou Widowmines drop. Energie suficientă pentru a prinde acolo. Oh, reușise să prindă 3 probe. Destul de bine pentru Liquid Clam. 5 probe distruse deocamdată cu acele Widowmines. Nu știu dacă va mai continua MaxPax, dar va mai continua. De ce nu? Avem alte 3 Widowmines într-un medivac care se va duce către main base. Ok, suntem până acel slow zone. Dar va reuși să implementeze foarte mult damage. Să vedem. Sunt curios. Oh, cred că Widowmind-ul ăsta va fi mai bun. Ok, bun. 3 probe. Nu e rău. O să vedem ce se va întâmpla după ce va curăța toate aceste... După ce va curăța toate aceste Widowmines. Ok. Mai rămas acolo un Widowmine. Hitul. Te rog frumos. Bam. Gata. Acum aș dă seama MaxPax că mai există un Widowmine de acolo în main. Deci nu-și trimite adeptul. Ok.
chiar vreau să prăpădească acea energie. Vreau să văd ce se află în colțul ăsta de hartă. Nu știu de ce am văzut lumina asta, încerc scuze băieți, dar am văzut un medivac. Oh, conexiuni bune acolo de Widowmind, a reușit să distrug acolo un Phoenix. Foarte bine pentru Clem. Hai să vedem ce a pierdut Clem și ce a pierdut Max Pax. Ok, no Widowmind. 10 probe pierdute. 10 probe din partea lui Max Pax. Continuă să încarce unități de acele unități, acele Widowmind, se vor duce către main base. Practic îl ține pe Max Pax în două baze. Da, nu prea are vreo șansă. Ok, bun. A reușit să ridice acel Widowmind, dar unde sunt unitățile pentru a distruge acel Widowmind? Ok, bun, acum au venit acele unități. O probă care distruge un Widowmind, nu vezi asta în fiecare zi. Ok, bun. O să reușească să curețe tot acest harassment, dar nu s-a oprit, a continuat acele dropuri de Widowmind. Cred că au fost 3 sau 4 dropuri. Sunt curios. Ok, a reușit să distrugă un singur medivac, dar au fost 12 Widowmind sacrificate acolo pentru Clem. Pentru a reuși să implementeze foarte mult damage. A reușit să implementeze foarte mult damage. A reușit să distrugă probe, a reușit să-l țină pe Max Pax în două baze. În condițiile în care Liquid Clem încearcă să-și ia și el o a treia bază, își ia și Max Pax a treia bază. Își dă seama că va fi în urmă din punct de vedere economic dacă nu și-a a treia bază. De ce nu și-a acest medivac, nu știu. Asta înseamnă, asta este dovada clară că nu se folosește F2-ul. Deci Liquid Clem nu folosește F2-ul. Da? Dovada clară. 100%. Wow, o să prind acel medivac full. Nu pot să cred. Unde a vrut să ducă cu acel cu acele Phoenix? Nu înțeleg unde a vrut să ducă Max Pax. Dar oricum, hai să zicem un noroc din partea Protossului. Hai că are și el un pic de noroc. A reușit acolo să curețe o bună parte din armata lui Clem. Vedem coloș pe bara de producție. Este același build pe care l-a încercat l-a încercat Goblin, dar este o execuție cred că mult mai bună pentru Max Pax. Dar oricum nu-l descrizizăm și pe Goblin, este un jucător excepțional, un tânăr player, Protoss player, foarte bun în echipa Roti. Bun, să vedem push-ul. Aș fi preferat niște zeloți acolo pentru a mai tanca din acei marini și din acei marauderi. Widowmind drop în main base și ăsta va fi senzațional. 11 probe s-au evaporat într-o fracțiune de secundă și în aceste momente Max Pax acum este în dezavantaj și nu prea are vreo șansă să revină în acest game. Am o grămadă de probe au fost distruse. Mi-e și frică să mă uit. Vine să vomit. 24 de probe au fost distruse, nu pot să cred. Nu pot să cred. Absolut incredibil. Absolut incredibil. Într-adevăr, foarte multe Widowmind sacrificate, dar... Oh my God. Și continuă să drop... Pe bune! Cineva să-i spună stop lui Clem în aceste momente. Vă rog frumos, spuneți-i stop lui Clem cu acele Widowmind drops. Pe bune! Gata, oprește-te omule, schimbă și tu acel factory, scoate-l de acolo, gata. Ok, bun, s-a oprit. Mai are Widowmind în compoziție? Ok, mai există un singur Widowmind. Unde se află acel Widowmind? Ok, bun, este cu armata principală între a treia bază și main base și naturală. Am crezut că mai încerc acolo un drop. Ok, va reuși să mai prind acolo un medivac destul de bine. Și cred că dintr-o dată a folosit F2-ul Max Pax, încerc scuze, Liquid Clem a folosit F2-ul. Noapte bună, Zalmoxis, mersi foarte mult că ai intrat pe stream, omule, apreciez foarte mult că ai intrat să te uiți tu la APT Cup. În fiecare lui intrați în număr cât mai mare. Marțea încerc să introduc aceste filmări, să le bag pe YouTube și miercurea o să încerc să fac stream, depinde cât timp am. Dar mâine, când voi veni de la muncă, voi încerca toată seara să introduc aceste filmulețe pe YouTube. Așa că intrați pe canalul meu de YouTube, dați subscribe, follow sau nu știu ce trebuie să dai. Trebuie să dai acolo ceva, un subscribe sau un follow, habar n-am, ca să mă urmărești, ca să-ți apară acolo un ding, va fi postat ceva nou. Și o să postez în fiecare marți. Deocamdată o să postez aceste meciuri pe care le comentez și o să vedem în viitorul apropiat ce vom mai posta pentru entertainment, hai să zicem. Vom găsi noi o soluție, poate vom găsi să comentăm și EOI-ul.
Dar deocamdată rămâne la StarCraft. Să vedem dacă se vor muta toți în EOI 4. Ne vom muta și noi. Eu aștept Red Alert, nu știu, am o poftă. Aș vrea să joc un Red Alert, frate. Aș vrea să joc ceva, niște tancuri, niște explozi, niște arme nucleare, de-astea, sânge peste tot, marini și tancuri și siege tancuri și nukes și așa mai departe. Bun, încearcă aici Liquid Clam să-l forțeze pe Maxpack să dea un cancel la a patra bază, dar avem un contraatac aici din partea lui Maxpack, încă un autograf aici din partea Protossului, contraatacului, păcat că nu avem DTs în acea compoziție, ar fi fost mult mai ok. Maxpack ar trebui să dea cancel, nu dă cancel și va pierde acea expansiune, îl forțează aici pe Clem să dea un steam ca să distrugă în cele din urmă acel Nexus. A încercat și Maxpax cu acel Shield Battery, dar steam-ul a fost mult mai puternic, mai ales că acei marini au plus un atac și plus un armură. Au reușit să distrugă mult mai repede acel Nexus. Vedem Disruptor pe bara de producție, vedem plus 2 atac și plus 1 armură pentru Maxpax în aceste momente. Army supply-ul este în favoarea lui Liquid Clam. 114 army supply, 94 army supply pentru Maxpack. Să vedem Disruptor. Disruptorii vor face diferența în acest game. Nu va reuși acolo acel Nova. Să vedem Shield Battery-ul. Ar trebui să se retragă în spatele acelui Shield Battery. Nu avem stalkeri, suficient stalkeri ca să prindă acele unități, acele Vikings cu care face un micro senzațional în aceste momente Liquid Clam. Vedem focus fire pe acea prismă și papa, agresiune din partea Protossului. Da, deocamdată stă foarte bine. Clem încearcă un doom drop, de fapt nu, două medivac încărcate acolo full cu marini. Încearcă să distrugă ce are Maxpack spun main base, producția, acele gateways, piloane, Templar Archives și acel Toilet Cancel. Aș fi preferat un Focus Fire pe acel Toilet Cancel. Vedem că Maxpack și-a lăsat acea a treia bază expusă aici. Maxpack nu este atent, dar avem o grămadă de Novas. Poate să trag aici de timp Maxpack cu acei Disruptori. Bun. Las un video, tăi sunt... super obosit, ok, super obosit și lași pe mute, super, ok, mersi foarte mult că lași pe mute acel video pentru mai mulți viori. Mersi, omule, apreciez foarte mult, nu înțelegeam ce zici, dar mi-am dat seama ce din nou. Din nou un observer foarte bine poziționat, de obicei nu pun aici observerul, îl pun în zona asta. Se pare că Maxpack a găsit o zonă foarte bună unde să pun acel observer și cred că o să mă concentrez și eu să-l pun acolo. Asta este de ținut minte, unde să-ți poziționezi observerul. Chiar între a treia bază și naturală, o poziție foarte bună a observerului. Bun! Vedem că Maxpack distruge acele debriți și încearcă să pușeze aici în a patra bază pe care încearcă Protossul să-și o ia. Nu știu dacă va reuși aici. Liquid Clam pierde acolo doi ghosti. Unități foarte importante, unități foarte scumpe. Mai avem energie de un Nova. Mai avem energie acolo de un Nova și îl împiedic aici pe teran să pușeze în totalitate cu acea armată. Avem un mic stunner step cu acei marini și cu acei marauderi. Ok, probele vor fi sacrificate acolo, câteva probe, dar avem un contraatac din nou cu acea prismă. Am mai construit acolo Maxpack o prismă și va încerca să contraatace în main base. Va fi curățat acolo main base-ul de zeloți din partea lui Liquid Clam. A avut acolo câțiva marini și câțiva marauderi. EMP-uri acolo foarte bune, gata să prindă acolo un marin. Era foarte, foarte, foarte aproape să prindă o bună parte a armatei lui Clam. Maxpack a ajuns la 99 supply. Hai să facem un calcul. Deci avem 50 army supply din partea lui Maxpack. Liquid Clam are 118. În perspectivă, așa să privim, practic army supply-ul lui Maxpack este nici măcar, nici câte ACV-uri are Liquid Clam. Da, Maxpack trage de timp în aceste momente. Vrea să-l obosească un pic pe Clem sau să-l enerveze în acest game. Probabil că asta caută, să-l enerveze. Cel mai probabil.
Vedem plus 3 atac și plus 3 armură pe bara de producție din partea acestui proton. Gata să prind o grămadă de unități aici, un mic avantaj, o mică victorie pentru Max. Max, păcat că nu are a patra bază, dacă ar fi avut a patra bază, ar fi fost în avantaj în aceste momente. Foarte puternici acei disruptori, mai ales dacă nu ești un pic atent, o idee, nu ești atent cu acea armată. Disruptorii aceia vor produce foarte multe ravage. Morgan, ai nevoie și de micro, ai nevoie de scout. O, să prind acolo 2-3 medivacs, foarte bine. Chiar și un marin reușește să prindă Max Pax. 77 armii supply, ok, protosul revine în game, dar sunt prea multe baze, prea mare armii supply-uri pentru Liquid Clam. Nu cred că are vreo șansă, deja Liquid Clam își separă armata în două, încearcă să împiedice acele reinforcement-uri cu EMP-uri, cu marini, maraude și așa mai departe, și va prinde această armată într-un sandwich și cred că aici va fi GG. Absolut senzațional.